Învățarea limbilor străine, încurajată de la vârste fragede, ajută mult la dezvoltarea capacităților cognitive, spun specialiștii, iar cu cât cunoști mai multe limbi străine, cu atât ai șanse mai mari de realizare pe plan profesional. Limba engleză e predată copiilor încă de la nivel preșcolar, iar la terminarea studiilor, aproape că nu mai e o taină pentru niciun adolescent. Dacă modul de predare e unul atractiv, atunci contactul cu engleza e o adevărată magie, spun prichindeii din clasa a patra de la școala gimnazială George Coșbuc din Sighetul Marmației. Oana Țânțaș, profesoară de engleză, alege metoda de predare prin joc. De ce e atât de important engleza pentru copii, limbile străine? Pentru că am înțeles că părinții își dau copiii la limbi străine la o vârstă chiar foarte, foarte fragedă. De la ce vârstă ar fi bine să înceapă copiii și de ce sunt benefice pentru ei limbile străine? Acum încep copiii cam de pe la grădiniță și sigur că la început se vorbește despre cuvinte, nu vorbim despre propoziții sau... Dar e bine să fie familiarizați încă de la vârste fragede, să aibă deschiderea către limba engleză. Acum limba engleză deja aproape nu mai e considerată o limbă străină, toată lumea o vorbește și... Ei sigur că iau contact de foarte mici, e foarte important. După aceea la școală se face engleză în cadrul școlii. Am venit la copiii aceștia când erau în clasa 0 și suntem împreună de 5 ani. Progresul se vede. Am început tot așa cu recapitularea noțiunilor pe care le știau ei de fapt, animale, culori, părți ale corpului și deosebit de important este ca ei să îndrăgească și omul cu care lucrează, pentru că dacă este știut lucrul, că dacă un copil îndrăgește profesorul, va îndrăgi și materia. Și am încercat să fac în așa fel încât ei să simtă că se joacă, nu că învață neapărat. Și am avut întotdeauna niște cărți pe care părinții le-au achiziționat. Întotdeauna ne trebuie un material, un suport pe care să lucrăm. Bineînțeles, în clasa 1, o cărticică în care ei nu mai colorau, desenau, nu scriam absolut nimic. N-am scris nici în clasa 1, pentru că eu consider că mai întâi trebuie să știe să scrie corect în românește și dat fiind faptul că în engleză pronunț într-un fel și scrie în altul, n-am vrut să-i încurc. Și atunci am început cu scrisul doar din clasa a doua. Dar până atunci am avut o grămadă de alte materiale, flashcards și jocuri de bingo cu care au învățat ei animalele sau au învățat fructele, legumele. Am avut tot felul de cărticele, am avut pe Simon, care a fost prietenul nostru de nădejde și, apropo de joc, copiii nu mai vorbeau cu mine, vorbeau direct cu Simon și le făcea o mare plăcere. Never, never, never. Let's go. Let's go, Simon. Let's hope you're gonna stay my kids forever, huh? What did Simon say? Forget your notes. Who wants to tell me? What did Simon teach us? Yeah. Ascultam întotdeauna CD-urile și aveau melodii care le plăceau enorm. Fiecare oră se încheia cu un dans. Așa i-am învățat. Și atunci plecau de la ora de engleză veseli, încântați, plini de entuziasm. Și au asociat în timp bucuria aceasta a jocului cu ora de engleză. Asta mi se pare foarte important, să se bucure de ce fac, să le placă. Și atunci au prins drag de engleză și... E un efort suplimentar al cadrului didactic. Da, este. Dar doar așa poți să le insufli dragostea pentru o anumită disciplină. I want to ask you some questions. How long have you been studying English? Who wants to tell me? How long, Mary? I've been studying English for 5 years. Yes. Only since you're in school? Yes. How about kindergarten? I studied, but just some words. Just some words. What words were you able to say when you were small? Colors or the family members? Members or animals? Objects. Numbers. Numbers. Until 10? Easy words. Yeah. No. Easy words. Yes. How about school? How about school? You started English from the first grade? Yes. 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 And how was it? Great.
Great. Do you love English? Yes. Sunt receptivi, învață repede? Da. Da, învață repede, dar și aici este o problemă între ghilimele. Părinții unii așteaptă ca un copil să învețe engleza în câteva luni sau chiar într-un an, ceea ce este absolut de nerealizat, să fim serioși, că nu se poate învăța o limbă străină așa. În afară de asta, fiecare copil are ritmul propriu de dezvoltare. Sunt unii care prind mai repede, sunt unii care poate sunt mai timizi, dar am încercat să-i fac pe toți să se simtă la fel de apreciați și o să vă zic și cum. Anul trecut, de exemplu, am avut așa un fel de competiție, pentru că la Clubul Copiilor noi nu avem note, dar încercăm să-i recompensăm în alte feluri și m-am gândit să le ofer un impuls cumva și în fiecare oră primeau așa o medalie și aveau dreptul să o poarte toată săptămâna la școală și medalia o primea nu cel care era cel mai bun, să zicem, în ora respectivă, ci acel copil care era cel mai activ, care era cel mai atent și care își dorea să răspundă. Nu influența primirea medaliei, nu era influențată de răspunsurile lui corecte sau greșite. Chiar dacă răspundea greșit, putea să primească medalia. Conta faptul că își dorește. We have here a student who's our teacher, actually, we take advantage of him. Razvan, tell us about you, a few words. Well, I'm not actually from Romania, I'm from England, as you can tell by my accent. Yes, you have a lovely, lovely accent. Thank you. I've been studying English since I was the age of one, because it was the language I had to study. Yes. Tot mai mulți părinți aleg să-și dea copiii la ore de limbi străină de la vârste fragedă. Ce părere ai despre părinții care își dau copiii la ore de engleză, hai să spunem, chiar de la 3 ani? Din nou. Mai devreme nu cred că am auzit, dar de la 3 ani sunt. Este exact ceea ce spuneam. Din dorința de a avea un copil care să vorbească fluent engleza la vârstă cât mai mică, se face parcă un exces de zel. Și mie mi se pun întrebări de felul acesta. Să-l mai dau pe copil la ore în particular, să mai lucrez. Eu aș zice să nu stresăm copiii în asemenea hal încât din dorința prea mare de a îi perfecționa, să zicem așa, în vorbitul limbii engleze, să nu obținem exact contrariul. Copiii deja sunt supra-saturați. Eu zic că cel mai bine este să ții cont de fiecare copil în parte, fiecare părinte își cunoaște copilul și știe ce poate sau ce nu poate, dar nu ar trebui supraîncărcați copiii. Totul vine în timp, asta trebuie să înțeleagă, că nu se poate învăța o limbă străină într-un an sau în doi. Asta e realitatea. În schimb, ajută foarte, foarte mult taberele, asta, mă rog, pentru cei care își permit, pentru că e costisitor, taberele de limbă engleză unde să se vorbească exclusiv engleză. Asta ajută foarte mult. Yes. Yes. Everywhere you go, you have to speak English. It's the most useful language. Yes. It's a must, then. Yes. Yes. Okie-dokie, artichokie. See you later, alligator. Let's say something nice for the children watching us. What do you want to say? English is fun or we love English? We love English. Simon says, say something nice. We love English. Can you say that in a joyful way, shaking hands or something? Yes. You are so lazy today. So Simon says, say something nice to the children.